Contravențiile legate de procesul alegerilor locale sunt prevăzute la capitolul 5 din legea numărul 115 per 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice. Printre aceste contravenții se numără prezența mai multor persoane în cabina de vot, cu excepția situațiilor prevăzute de lege, precum și fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot de către alegători în timpul exercitării dreptului de vot, se sancționează cu amendă de la 600 de lei la 1000 de lei. Distrugerea, deteriorarea, murdărirea, prin scriere sau în orice alt mod a listelor electorale, a platformelor, program afișate sau oricăror altor afișe ori anunțuri de propagandă electorală, se sancționează cu amendă de la 600 la 1000 de lei. Comercializarea sau consumul de băuturi alcoolice pe o distanță de 500 de metri în jurul locației secției de votare se sancționează cu amendă de la 2200 de lei la 3000 de lei. În legătură cu infracțiunile electorale, acestea sunt prevăzute în codul penal, titlul 9. Infracțiuni electorale, articolul 385 390 3. Printre aceste infracțiuni se numără oferirea sau darea de bani, bunuri sau altă foloase, excepție fac bunurile cu valoare simbolică inscripționate cu însemnele unei formațiuni politice în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidați, ori un anumit candidat se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani și cu interzicerea exercitării unor drepturi. Împiedicarea prin orice mijloace a liberului exercițiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Utilizarea a unei cărți de alegător sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Fapta persoanei care votează prin introducerea în urna a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.